Pacea Domnului Iisus, dragii mei, cum vedeți, țin în mână trei pașapoarte. Puțin mai târziu vă vorbesc despre fiecare în parte. Sunt mândru pentru fiecare din ele, că le dețin. Vă spun mai târziu de ce sunt mândru pentru fiecare din ele. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care v-ați rugat pentru noi. Când, în ultimul video, când l-am făcut din Ucraina, v-am spus că urma să ieșim din Ucraina cu Tica, fiica noastră, care este însărcinată și trebuie să nască, împreună cu nepoțelul nostru, Barnaba, care are un an. Serghei a rămas acolo. Serghei coordonează lucrul acolo cu refugiații și iată, numai ieri veniți 120 de refugiați pe care Serghei trebuie să-i întâlnească, să-i cazeze, cei care pleacă mai departe, să-i ajute să treacă frontiera, zice un număr mare, au trecut și frontiera. Azi cred că volumul este și mai mare de refugiați care vin și voi aprecia mult dacă vă veți ruga pentru Serghei ca să poată face față acolo la toate nevoile și Dumnezeu să-i dea putere, să-i dea și odihnă, să prindă și odihnă undeva ca să poată, pentru că și zi și noapte lucrează acolo. Deci noi am trecut frontiera, la frontieră am trecut repede, comparativ cu cum ne așteptam, pentru că ne așteptam că va lua foarte mult timp trecerea noastră a frontierii, dar slavă Domnului, am trecut rapid. Ne-a luat, cred că în total, 3, maxim, poate 4 ore ne-a luat. A mai mers cu noi o soră, sora Giulia, care împreună cu fiica ei, Estera, soțul a rămas acolo, în Ucraina, deci ei nu era ceva bine cu actele, dar bine, ne bucurăm că poliția de frontieră română, vameșii s-au arătat buni și au căutat în fel și chip să mă ajute și ne-au dat voie să mergem mai departe, au găsit soluții ca să putem merge mai departe. Am ajuns aici, mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați văzut acele postări scurte care le-am făcut pe Instagram și pe Facebook, am făcut câte un stories în care am spus că aveam probleme și cu mașina, defect la mașină, dar în Ucraina nu puteam nimic să rezolv, totul închis, nu puteam găsi nimic să schimb piesele și atunci așa cu piesele defect m-am pornit fără lumini, fără mai multe lucruri acolo, dar Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns aici la Lugoș. Ne-am oprit la Gigel Olariu, foarte frumos, ne-au primit, suntem acum în casa lor, ne-au găzduit după zile lungi de drum, de odihnă, așa câte o oră iepurește de undeva. Am dormit în sfârșit o noapte întreagă, acum de dimineață am fost la biserică, am predicat un mesaj, îl puteți găsi pe pagina mea de Instagram, pentru că Tica l-a filmat tot ce a rămas acolo pe pagina de Instagram. Chiar vreau tare să-l ascultați mesajul acela și sper că o să fiți încurajați prin el. Tica deja a fost la medic, a văzut-o medicul, zice totul e bine, cu sarcina decurge înainte, ea trebuie să nască prin cezariană și iată, aranjăm. Am fost tare mult mișcat să vedem când am ajuns aici, deja sora medicală stătea aici și aștepta ca să vedeți până la cele mai mici detalii. Fratele Gigel, familia lui frumoasă, sora Mariana, copiii lui, inclusiv până la aceea când am intrat și jucăriile au pregătit, că dacă au avut numai fetițe, au căutat mașinele, ceva pentru Barnaba, Barnabic, când a intrat deja jos, îl aștepta și aici am undeva o mașinică, au pregătit-o și lucrul ăsta chiar ne-a atins inimile tare, să vedem așa o dragoste frumoasă. Încă vreau să mai spun în drum, da, bun, hai că vă mai vorbesc despre asta. Deci v-am promis că vă spun de ce sunt mândru, că dețin trei pașapoarte. Și unii din voi vă zice, dar cum, n-a știut, frate Vasile, că dețin trei, cum, ce moldovan dețin trei pașapoarte? Hai să vă spun, să vă explic. Ei, primul, da, până ajungem acolo, hai să vă spun ceva.
Iată, mi-amintesc când am primit primul meu pașaport, cred că aveam 16 ani, îmi pare că în Uniunea Sovietică la 16 ani se dădea primul pașaport. Și când ne-au dat primul pașaport acolo în satul meu la Pușna, în timpul Uniunii Sovietice, ne-au chemat la club pe toți, ne-au chemat în față, ne-au înmânat pașaportul, au făcut o foarte oficial, că așa se făcea în Uniunea Sovietică. Și știu când deschideai pașaportul cel sovietic, erau niște versuri de Maiakovski. Vladimir Maiakovski a fost un poet comunist. Și iată, era scris acolo, Titanie, Zavidie, ia grajdanin, Săiuza. Citiți, invidiați-mă, eu sunt cetățean al Uniunii Sovietice. Eu vreau să vă spun, fiind Uniunea Sovietică, n-am ajuns, am așa un simțământ de mândrie pentru pașaportul cel la care îl dețineam, ba încă să cred că mă poate invidia cineva pentru că dețin pașaportul acela. Însă, iată, zilele acestea, vreau să vă spun că mi-a venit așa un simțământ de mândrie pentru pașapoartele care le dețin, pentru toate pașapoartele care le dețin. Hai să începem cu primul. Aici este pașaportul meu moldovenesc. Cetățean al Republicii Moldova. Acolo m-am născut, acolo mi-e patria mea, m-am născut la Lăpușna și sunt mândru că dețin pașaportul acesta. Știți de ce sunt mândru? Pentru că până la lacrimi sunt mișcat de felul cum răspund oamenii noștri la toată situația aceasta, la criza aceasta ucraineană. Când am auzit prima zi, când s-a început războiul, noi eram în drum spre Ucraina, am telefonat, am adunat Comitetul Bisericii Bunăvestirea și foarte rapid am făcut planul. Am hotărât să mergem pe prima linie, să vedem la vame, la ce este acolo, cum putem noi împlini nevoile. Și mi-a spus fratele Adrian Blajenski, care păstorește și biserica de la Strășeni, și ne-a spus că acolo, zice, când a ajuns la vamă, erau foarte mulți moldoveni, mașini, pe mașini era scris, oferim transport gratuit, oameni cu mâncare, nu erau organizați. Partea frumoasă este că fiecare a venit voluntar, nu era ceva organizat. Frumos este cum guvernarea noastră, guvernul nostru, președintele, guvernarea, toți, primul lucru care l-au pus prioritatea, numărul unu, ajutorarea refugiaților din Ucraina. Deci mai presus inclusiv de pericolul care amenință asupra noastră, pentru că pericolul asupra țării noastre este tot mare. Oamenii foarte frumos. Adrian când a venit acolo și a văzut cu ochii lui, a înțeles că lipsește o organizare, o coordonare și tocmai asta putem noi oferi, că noi ca și biserică suntem organizați. Noi avem o rețea bună, bisericile, noi putem lucra frumos. Și imediat, atunci în ziua aceea am și discutat planul și acum au mers oamenii din biserică la deja suntem la câteva vamele unde e cel mai mare flux de refugiați, noi suntem prezenți acolo, sunt puse mese, chiar vă invit să priviți câteva secvențe, să înțelegeți ce se întâmplă acolo. Prietim, suntem la vama de la Tudora și iată aici așteptăm ca să ajutăm oamenii, deja m-a ajutat mai multe familii, persoane care le-am trimis, pe care la Leușeni, la vama cu România, pe care la Chișinău, care și cum după necesitate. Iată, aici sunt persoanele noastre, sunt cei la biserică, care oferă oamenilor gustare, mâncare, un ceai fierbinte, o cafea. Și ce am observat aici la Tudora, dar numai ce am venit de la Palanca, am observat că la Palanca foarte repede se duce mâncarea, mâncarea foarte repede este folosită și oamenii au nevoie de o gustare, de o mâncare când trec vama. De asemenea, ce am observat că foarte mult au nevoie de transport, să fie trimiși la adăpost sau la altă vamă, dacă au rude în România sau în Polonia, ei vor să zboare din România în Cehia sau în alte țări. De asemenea, iată, este nevoie de materiale biblice, cărți de studiu biblic, să le oferim Biblii, Noi Testamente, rugați-vă pentru aceste nevoi și Dumnezeu să ne binecuvânteze ca să fim alături de toți cei care sunt în situația aceasta dificilă. Dragă biserică, suntem aici la Palanca, iată cu echipa de voluntari aici care servesc oamenii cu bucate și foarte interesant că oamenii se apropie și aduc și ei la rândul lor ca să putem să oferim mâncare, apă și alte lucruri.
O nevoie ar fi pentru azi noaptea să fie alți voluntari, că am înțeles că și noaptea o să fie nevoie. Și la Tudor am aranjat, o să fie Vasile Panainti și cu fratele Andrei Prokopenko. Dar aici la Palanca încă este nevoie să vedem pe cine putem să lăsăm pe noapte ca să ajute și să direcționeze oamenii la cazare și cu transportul. Dacă este cineva care ați putea să vă implicați și să veniți aici să-i schimbăm pe noapte, vă așteptăm cu mare drag. Rugați-vă pentru cei refugiați, oamenii sunt mulți, acum spre seara au început să vină mai mulți, au venit un val mai mare. Da, mulți au fost direcționați cu transportul, au fost cazați și foarte mulți vin și iau mâncarea foarte repede se duce. Dar oamenii simpli vin și aduc și lasă aici produse ca să fie de folos refugiaților. Ne rugăm, Domnul să fie cu fiecare dintre noi. Deci, cum vă spuneam, suntem la vamele, la Palanca, la Tudora, suntem nord acolo, suntem la Mirnoie, deci căutăm să mergem peste tot, să asigurăm. Și atunci când oamenii vin, să-i putem întâlni și să-i conducem mai departe. Așa de mult m-am bucurat când am văzut toți cum au sărit, tinerii, toți, cu foarte creativi, facem asta, facem aceea, fiecare se gândește cum putem să îi ajutăm pe oameni. Vă zic, asta mișcă foarte mult, să văd că fac parte dintr-un popor care are o inimă așa de mare când se întâmplă o nenorocire la vecini. Și vedeți, dragostea asta așa frumos s-a arătat, gata să-i primească pe toți, să-i primească în casă, toți oamenii au venit acolo, simbolizează, parcă un fel să întrec la cine poate face mai mult bine, cine poate să-i primească. Mă uit, cu rudele vorbesc toți, casa deschisă, tot, nu mai spui o nevoie, imediat s-ar toți în ajutor. Și iată de aceea, dragii mei, sunt mândru că dețin așa un pașaport și sunt mândru că fac parte dintr-așa un popor. Sunt mândru și pentru conducerea mea. Da, eu știu, dragii mei, că au probleme și nu cred că au fost politicieni care să fie lăudați și da, mă rog, trecem peste toate. Felul cum acum stau tare și se pun pentru aproapele nostru și fac tot posibilul pentru a-i ajuta pe cei care sunt în suferință. Sunt mândru de asta. Și Dumnezeu să binecuvânteze conducerea, Dumnezeu să binecuvânteze biserica care frumos au sărit și Dumnezeu să ne ajute acum noi, bisericile, să oferim cea mai frumoasă experiență creștină celor care vin. Încă de ce sunt mândru pentru pașaportul ăsta? Iată, acum am citit la știri că clădirea aceea a Hotelului Național, știți că a venit vloggerul cel rus și bătea joc de noi, zice că în centrul Chișinăului stă părăsit o clădire așa și a făcut, într-un video ne-a arătat că așa, că totul e părăsit și vai, după ce s-a dus Uniunea Sovietică, mă sufocam când primeam video acela, că după ce s-a dărâmat Uniunea Sovietică, am rămas ultimii pe fața pământului, știi? Drept clădirea aceea, nimeni nu se uită la ea, dar ce uimitor, când s-au sculat oamenii dimineață, clădirea mare, vopsită cu drapelul Ucrainei și scris nu războiului. Scris în limba rusă. Foarte interesant. Deci ce să înțelegem? Că rușii au făcut asta. Rușii din Chișinău. Eu îmi pun întrebarea. Nimeni nu știe cine a vopsit. Cred că mai târziu vom afla. Va ieși la suprafață. Dar cine a vopsit clădirea în felul acesta? Dar foarte frumos cum au scris acolo nu și suntem solidari cu poporul. Știu că acolo erau foarte mulți adolescenți de ăștia vagabonzi. Știu că drogați mai stăteau acolo în clădire. Ce multe reportaje erau cu drogați, cu copii vagabonzi. Nu știu cine a făcut. Dar este o mărturie frumoasă, frumoasă a poporului, inclusiv faptul că pe clădirea aceea a fost scris așa. Iată, asta am vrut să vă spun și Dumnezeu să binecuvânteze poporul nostru, țara noastră, să ne protejeze, iar noi creștinii să fim foarte bine focusați la ceea ce avem de făcut. Bun, mergem la al doilea pașaport. Eu dețin cetățenie română. Nu e surpriză pentru nimeni că jumătate din populația Republicii Moldova cred că deținem cetățenia aceasta, la care avem drept de plin la cetățenia aceasta, pentru că noi am fost o singură țară. Până în 1812 am fost o singură țară. Atunci Rusia a ocupat țara noastră, Basarabia, după care în 1918 din nou ne-am unit cu România. Am fost parte din România până în 1940, când din nou a fost ocupată țara noastră. Și acum este așa
Cum este? Însă noi am fost o singură țară, părinții mei s-au născut în România, ambii părinții mei s-au născut în România și am drept de plin la pașaportul acesta și eu sunt român, eu mă consider român. Dar zilele acestea sunt deosebit de mândru pentru pașaportul acesta. Uitați-vă cât de frumos au răspuns creștinii români și cât de frumos răspund toți creștinii, tot știți de ce? Hai să vă dau câteva exemple concrete. Iată, când am intrat în România, când ne duceam, în prima zi de război, când ne duceam, m-a întrebat, unde mergeți dumneavoastră? M-a întrebat Vameșa. Zic, merg în Ucraina. Cum, domnule, de acum toți fug de acolo, dumneavoastră unde vă duceți? Am spus, merg, am fiica acolo, căsătorită, nepoți, fiica trebuie să nască acum. Și în privirea ei am simțit că ca la un frate a ei s-a uitat la mine așa. Când treceam de acum la Sighetul Marmației, când intram în Ucraina, v-am zis, uitau toți la noi, parcă suntem niște sinucigași, rămânicii care treceam frontiera în Ucraina. Dar Vameșa, iar o femeie m-a întrebat, o femeie blândă m-a întrebat, dom'le, de unde mergeți dumneavoastră? Mergem în Ucraina, dar de ce intrați? Nu știți ce se întâmplă acolo, de ce mergeți acolo? Zicem, este fiica noastră, ginerile nostru, nepoțelul nostru, fiica însărcinată, noi trebuie să mergem acolo. Și ea, tot așa, i-au dat ochii în lacrimi și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră, să vă păzească acolo. Am simțit așa că oamenii împărtășesc durerea la ceea ce se întâmplă. Felul cum primesc acum, oriunde, am făcut mesajele acestea pe video. În prima zi am văzut, cineva m-a întrebat de ce din mașină fac video, pentru că aproape numai în mașină am fost toate zile. Iată, în sfârșit, acum fac din casă. Dar mi-au spus cei din... Da, deci primele zile când am făcut acele video, imediat au început, am fost copleșit de mulțime oamenilor. De casa noastră, oamenii știu, casa e deschisă, mai am acolo, am o cabană, am acolo, primesc, vin să iau de la frontieră, fac tot ce pot. Tudor Poiată, un frate din Moldova care acum locuiește în România, mi-a scris, vin de la, unde sunt ei, Hațec, de la venim până la frontieră, 15-20 de familii putem lua, zice, venim și luăm. Deci toți românii, unde nu vezi. Acum deja când am ajuns aici, cât de frumos ne-au primit aici frații noștri români. Azi am fost și am predicat la biserică și la biserică mi-au spus că deja au pregătit un loc, e numit Casa Bucuriei și au pregătit pentru refugiați și deja vin refugiați aici. Și iată, noi trebuie să aranjăm acum ca refugiații aceștia să aibă... să-i putem sluji bine, dar să-i putem sluji bine cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Lena Ferciu, care este aici, sora Giulietta, care a venit aici, ele vor sluji aici, vor avea de tradus, de făcut studiu biblic, da, despre asta vă spun mai târziu. De aceea, dragii mei, sunt mândru că dețin așa un pașaport. Am înțeles că acum, da, cum a venit gândul să fac pașapoartele acestea? Pentru că am văzut numai când s-a început războiul, au apărut în rețelele de socializare video cum cetățeni ruși își ard pașaportul și au zis că le este rușine, că ei sunt ruși, le este rușine că dețin pașaportul țării lor. Mi-închipui ce disperare și câți ruși au disperarea aceasta. Am văzut protestele acestea care se fac în întreaga Rusie, oamenii care știu eu ruși, sunt oameni cu suflet mare, oameni buni, oameni credincioși. Eu cu ei am legături, mi-închipui ce durere este ei pentru ei, ce rușine pentru ei, că iată acum țara lor, președintele lor a pornit un război, o agresiune atât de urât împotriva fraților, împotriva fraților. Apropo, Putin învinuiește Ucraina de genocid, că ar fi făcut genocid, dar ăsta nu-i genocid, se pornește așa un război împotriva ucrainenilor care sunt frații lor. Ăsta e genocid, nu este genocid să trimiți armata rusă, ăștia sunt băieți care au fost luați în serviciu militar, majoritatea, nu știu, cred că 90% sunt de ăștia. Bun, hai, lasă, nu știu câți vor fi ofițeri, hai să zicem, poate nu 90, 80, 70, dar majoritatea sunt băieți de la 18 la 20 de ani, copii, gândiți-vă dumneavoastră, copii de 18-20 de ani care sunt trimiși, omorâți cu miile aici, care mor în măcelărie, asta au fost trimiși într-așa o măcelărie, asta nu-i genocid, asta este genocid.
Bine, deci v-am zis de unde. În timp ce cuiva este rușine de pașaport și își arde public pașaportul, îmi pare că mi-a arătat cineva cum în Israel au ieșit la protestul acela și își ardeau public pașaportul rusesc. Nu mai vroiau să mai facă parte să se mai identifice cu asta, rușii. Așa într-o situație au ajuns ei. Noi avem motive să fim bucuroși pentru pașapoartele pe care le avem. Și al treilea pașaport ucrainean, și posibil cineva din voi v-ați gândit că deja am obținut cetățenie ucraineană. Da, indirect, avem cetățenie ucraineană. Ia, nu uitați-vă cine este, cum vă pare poza aici. Așa, asta e Barnabică. Barnaba este nepoțelul meu. Mi-am amintit și eu de vorba aceea care spune acolo. Vă amintiți când spunea despre Levi că el era în coapsele lui Avram? Deci Levi zice că Avram a plătit zeciuiala, nu, Levi a plătit zeciuiala fiind în coapsele lui Avram acolo. Ei, Barnaba este nepoțelul meu. Așa că iată, în sămânța mea deține pașaport ucrainean. Și eu mă bucur mult pentru asta, sunt mândru pentru asta. Mândru de ce? Pentru națiunea aceasta. Totdeauna am avut un respect mare pentru ei, mai ales pentru creștinii din națiunea aceasta. Sunt niște oameni totdeauna veseli. Asta e o calitate care îi descrie pe ei. Cei care îi cunoașteți sunt oameni totdeauna veseli, oameni foarte zeloși pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, oameni care fac lucrări atât de frumoase pentru Evanghelie, iată, în cadrul misiunii Precept. Eu coordonez misiunea Precept în Eurasia și Ucraina numai decât, dar Ucraina are cea mai mare felie, ce zicem, în toată lucrarea asta, pentru că ei foarte activi sunt, wow, foarte creativi, oameni care folosesc orice ocazie, oriunde merg, plantează biserici, evangelizare, în stradă, peste tot, oameni foarte, foarte dedicați în lucrul lui Hristos și totdeauna o fac cu bucurie, foarte frumoasă dragoste între ei, prietenie frumoasă, prietenie cu noi, când ne întâlnim, oriunde ne întâlnim, nu ne mai săturăm să fim împreună, așa a fost totdeauna. De altfel, iată, ca și rezultat, au rezultat căsătorii de acestea. Tica, fica noastră, s-a căsătorit cu Serghei Ucrainean. Stas Munteanu de la noi din Moldova a luat-o pe Katia din Ucraina și așa avem și căsătorii de astea, să vedeți ce frumos, totdeauna am admirat asta. Însă acum, privind la felul cum națiunea răspunde la toată provocarea aceasta, mare, mare necaz a venit asupra lor, vă dați seama, în țara lor, statalitatea lor, libertatea lor. În Ucraina a fost o libertate, au o libertate deplină a Evangheliei și ei profită de libertatea aceasta, o folosesc, este o libertate, frumos. În ultimii ani am văzut schimbări și iată felul cum oamenii aceștia își apără libertatea și stau pentru libertatea lor. Dumnezeu să-i ajute și Dumnezeu să le păstreze țara. Și Dumnezeu e binecuvântat și cu un președinte. Da, eu știu că mare păcatele lui, președintele, vedeți că noi, mai ales evanghelicii, suntem tentați să avem noi rigori mari, avem pentru politicieni, noi avem rigori așa că la biserică. Acum, el nu este un om născut din nou și eu mă rog ca asta să fie în experiență. Și mă gândesc zilele acestea, când au atacat francezii, Napoleon, au atacat Moscova, țarul Alexandru I. Apropo, de altfel, cel care a anexat Basarabia, în primăvară a anexat Basarabia și în toamnă a fost atacat Rusia de Napoleon. Napoleon a invadat Moscova, a luat Moscova și atât când era refugiat țarul Alexandru, atunci a început să citească Biblia și foarte mult timp să petreacă în rugăciune și atunci s-a întâmplat experiența nașterii lui din nou și s-au schimbat prioritățile, s-au schimbat totul. El a fost un cu totul alt om, cu totul altfel și inclusiv cu Basarabia în primii ani, atunci cât a fost el s-a purtat bine și a făcut tot posibilul să oprească abuzurile care erau împotriva poporului nostru, să facă bine pentru poporul lui, să asigure studiu, să ajungă Biblia la noi. A făcut tot efortul să ajungă la noi în Republica Moldova Biblia în limba noastră. Împreună cu Gavril Bănulescu Bodoni, cred că în cartea mea ați citit, dacă nu vă recomand să luați cartea, să citiți istoria acestui împărat. Și iată, așa de mult mă rog ca să mai binecuvânteze Dumnezeu Rusia cu un împărat ca acela, ca Alexandru I, pocăit, cu unul care să se întoarcă din toată inima la Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i dea o naștere din nou acum. Mă rog ca să-și îndrepte privirile și președintele Ucrainei. Frumos, tot respectul pentru omul ăsta, cum vedeți, dezamăgit de vest. Am făcut mai înainte un video când spuneam că vestul este ca trestea aceea ruptă în care își înțeapă mâna oricine se sprijină și iată mâna lui
Zelenski și a întregului popor ucrainean este foarte rănită de la tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că vestul nu e vestul, declarații și declarații, se oprește la declarații. Însă poate va reevalua acum și Zelenski și toți vor evalua că vestul, când e vorba de a impune imoralitate, de a impune agenda homosexuală și altele, vestul e foarte agresiv și foarte insistent, dar când e vorba de a acorda ajutor, de a apăra libertatea, acum, vedeți, nu arată același lucru. Parcă în ultima vreme se începe ceva, dar se pare că își vine în fire și vestul începe să-și vină în fire cu tot ce se întâmplă. Acum cred că sunt reevaluate toate valorile, toate lucrurile. Ce să vorbim? Se întâmplă niște lucruri în lume, lumea este cutremurată de tot. Însă, iată, dragii mei, ne rugăm pentru țara aceasta, să ne rugăm cu toți mai departe ca să dea Dumnezeu să păstreze pacea, să păstreze țara, independența acestei țări și independența noastră. Bine a zis Zelenski atunci, hai, nu-i numai problema noastră, a zis el, asta e problema întregii Europe, asta e problema întregii lumi, ceea ce se întâmplă. Și dacă pierdei război acolo, asta aduce consecințe mari. Ce facem noi, Republica Moldova? Noi suntem alături. Ce facem noi? Încă mă gândesc că iau armata asta care, bine, ține față de acum a patra zi, rezistă război. Ce ar fi făcut Moldova dacă era în situația aceasta? Cine ar fi sărit pentru noi, pentru Moldova, dacă eram în situație? Mulțumim Domnului că nu suntem într-o astfel de situație și tare mult vrem nici să ne ajungă războiul, dar frica războiului, îngrijorarea este în inimile oamenilor. Bine, dragii mei, haideți acum, vreau să spun numai câteva lucruri care le-am zis și dimineața la biserica din Lugoj, dar vreau să le mai citesc o dată din Sfintele Scripturi, pentru că vreau tare să vă fac un îndemn pentru lucrul care îl facem noi. Deci, iată, creștinii din diferite țări s-au mobilizat acum ca să-i ajute pe refugiați, dar o problemă avem. Că atunci când refugiații trec dintr-o țară în alta, nu e asigurată legătura asta. Să-i transmitem noi dintr-o țară în alta, să-i transmitem pe refugiați și să le asigurăm toată calea, că îi ajutăm noi în toată calea aceasta, mai ales că noi suntem în toate țările, să-i ajutăm în toată calea aceasta și să le oferim o frumoasă experiență cu Dumnezeu, o posibilitate frumoasă ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să cunoască Evanghelia. La 2 Corinteni, capitolul 6, apropo, noi acum studiem epistola lui Pavel către Corinteni, a doua epistolă, și numai decât vom face studiu miercuri. Miercuri ne vom întâlni toți la ora 7 seara, toți acei care studiem, și vom continua studiul nostru. Va fi lecția următoare. Deci nu mai amintesc lecția 7, da, lecția 7 trebuie să fie. Însă uitați-vă din capitolul 6, care tocmai l-am studiat miercuri, l-am studiat seara înainte ca să înceapă războiul. Este aici un cuvânt important pentru noi, care atunci nu vi l-am spus, dar care zilele acestea m-am gândit la el. Iată, aici zice așa, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, noi toți creștinii lucrăm împreună cu Dumnezeu, nu numai slujitori, nu numai pastori, nu numai diaconii, toți creștinii lucrăm împreună cu Dumnezeu. Și zice, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Harul acesta e tot ce am primit noi, mântuirea, darurile noastre duhovnicești, posibilitățile, resursele care le avem. Și acum brusc s-au schimbat împrejurările și noi undeva suntem dezorientați și este datoria noastră a liderilor acum să primim direcții de la Dumnezeu și să dăm direcții poporului, să ajutăm poporul lui Dumnezeu să lucreze, să pună tot harul acesta în acțiune. Și zice să nu-l fi primit, adică să nu zădărnicim harul lui Dumnezeu. Dacă stăm indiferenți, așteptăm, privim ce fac alții sau ne scuzăm că nu fac alții, nu fac eu sau vor face alții, unii au alta asta scuză că vor face alții, nu. Hai să ne punem fiecare din noi întrebarea ce pot face eu acum în împrejurările acestea ca să valorific harul care l-am primit, darurile duhovnicești care le-am tot pregătirea care am primit-o și iată, așa să facem. Este o mare nevoie, dragii mei, pentru ca să le oferim la acești oameni cuvântul lui Dumnezeu, la refugiați, le oferim o experiență frumoasă cu Dumnezeu. În vâltoarea aceasta, în torentul acesta mare care este acum de evenimente, noi venim să oferim ajutor numai decât să le oferim oamenilor casă, transport,
mâncare, haine, saci de dormit, acolo în nord, am cumpărat, acolo la Mocaceva, am cumpărat ieri mult saci de dormit. Dar oamenii, cea mai mare nevoie pe care o oamenii acum este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi deținem asta, noi avem cunoștință din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu aduce atâta mângâiere oamenilor, cum nu vă închipuiți. Și noi aia trebuie să le aducem, să le spunem oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, să le vorbim oamenilor din cuvântul lui Dumnezeu. Aici versetul 2 spune așa, căci El zice, Dumnezeu zice, la vremea potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Acum, în împrejurările acestea, este o zi a mântuirii. Este vremea potrivită ca noi să le spunem la oameni despre Hristos. Și dacă noi, toți creștinii, ne unim eforturile, atunci noi putem să le oferim la toți refugiații aceștia. Deja în Republica Moldova avem 29.000 de refugiați. Noi putem să le oferim la toți acești refugiați o frumoasă experiență cu Dumnezeu, posibilitatea să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să lucrăm împreună. Am vorbit cu fratele Anton Timonișin, care coordonează lucrarea Precept în Ucraina, și toate manualele din seria Doamne, toate care sunt bune, pot fi folosite pentru refugiați și le vor aduce refugiaților nădejde, toate manualele acestea, acum am hotărât să le folosim și în limba ucraineană, și în limba română, și să tipărim altele noi, care să poată fi trimise în toate țările unde sunt refugiați. Dar apoi aici în Moldova, vom tipări și aici în Moldova, deja au fost date la tipar, manualele care le avem, la toate punctele de trecere, când vin oamenii, le oferim numai decât și un manual de studiu biblic și vrem acolo, vă rog mult pe toți cei care sunteți la punctele de trecere, acolo unde sunteți, ajutați-i pe oameni să se orienteze în manual, ajutați-le o pagină, două, trei, eu știu dacă în cursul ăsta numele lui Dumnezeu, faceți cu ei acolo prima lecție, unde cu Psalmul 20 sau așa, să-i ajutați pe oameni, să-i îndreptați pe oameni în cuvânt și ei apoi pot studia singuri. Cei care îi preluați ca să-i duceți acasă, faceți cu ei un studiu biblic în drum. Cei care îi luați la gazdă, când ajungeți la gazdă, faceți cu oamenii ăștia, continuați studiul. Dacă ei au primit deja cartea, continuați studiul cu ei acasă. Când vor veni, de exemplu, la frontiera română sau la altă frontieră, noi toți ceilalți, de partea cealaltă, să continuăm mai departe, să le dăm învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, să le prezentăm Evanghelia la oamenii aceștia, să-i ajutăm să-L cunoască pe Dumnezeu. Când vor ajunge la locurile unde vor fi refugiații, iată, deja acum am aranjat aici la Lugoj, la locul unde vor fi refugiații, la centrul acesta, sororile care știu limba ucraineană, ele vor ajuta, vor putea traduce. Vom avea foarte mare nevoie de traducători. Fac acum un apel către toți studenții și către toți profesorii de la Institutul Biblic Inductiv, de la Școala Timotei, de la Școala de Misiune. Dragii mei, avem o foarte mare nevoie de implicarea voastră. Implicați-vă acum cu ceea ce aveți voi. Voi știți să predați Cuvântul lui Dumnezeu. Ați fost pregătiți pentru aceasta. Vom avea nevoie de voi să mergeți în centrele acestea să studiați. Cred că să studiați cu oamenii, să îi conduceți pe oameni, cu refugiații. Dar cu siguranță că, iată, de exemplu, în toate locurile din România sau în alte țări unde mai ales în România, unde vor veni refugiații, va fi nevoie de traducători. Noi cu voi știm și limba rusă, știm și înțelegem limba ucraineană. Înțelegem limba ucraineană și atunci putem să ajutăm în comunicarea aceasta. Fiți gata ca să puteți merge în lucrările acestea când le vom face. Iată așa, și mai spune aici, noi nu dăm nimănui niciun prilej de potecnire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm frumos în toate privințele. Sunt multe provocări, foarte multe provocări, dar nu vrem slujba noastră să fie defăimată. Iată, când eram la frontieră, când ieșeam din Ucraina, tocmai citisem la știri, îmi verifica actele, grănicierul cel așa, a stat mult, grănicierul cât verifica, dar eu cât m-am uitat pe telefon și am văzut la știri că armata ucraineană a doborât un avion Il-76 care sunt cu parașutiști. Eu nu știu ce număr de parașutiști, dar acolo este un număr mare, de nu ar fi vreo 100, vreo 150 de parașutiști. Știu specialiștii, cei care au făcut armate, știu câți parașutiști sunt într-un avion de ăsta. Deci au doborât și eu deodată m-am gândit, vai, Doamne ferește, acolo sunt copii de 18-20 de ani. Mulți din ei nici măcar nu știau, când am văzut video, ei nici nu știau unde se duceau, ce făceau, nu știau încotro se duc și ei unii. Ei, acum,
tot avionul ce l-a fost doborât. Și eu, stând acolo, mă uitam și mă gândesc, săracii băieții ăștia, cum au murit toți într-o clipă. Săracii părinți când vor primi vestea asta. Și un bărbat care stătea alături de mine, grănicierul care era militar ucrainean, s-a uitat tot cu compătimire la mine. El fiind militar, el și-a închipuit că el putea să fie exact acea situație și la el. Dar altul care e un bărbat care stătea tot aștepta și el pașaportul și avea vreo 35-40 de ani și pleca în România. În primul rând, asta e suspiciune. Mai târziu am văzut că unii bărbați din Ucraina, pentru a fugi de mobilizare, ei plătesc 1.000-2.000 de dolari ca să poată fugi din țară. Și ăsta, el a sărit. Nu, ucigașii ăștia, toți se moară, toți rușii, se piară rușii, vai, vai, rău, urât, urât, vorbea cu foarte multă răutate. Și tare am fost provocat să-i zic ceva, dar m-a rugat, Doamne, dă-mi liniște, dă-mi ca să, că n-am vrut nici să fie defăimată slujba mea, nici să provoc acolo, dar nu știu cum, parcă îmi pare rău că trebuia să-i spun ceva, dar uite, la moment n-am avut să-i spun un cuvânt, însă îmi dădeam seama că dacă mai zic o vorbă, el nu știu ceva, începe un scandal acolo, ceva, dar nu poți gândi în felul acesta, nu poți fi cu atâta răutate, dar uite, sunt și oameni de ăștia. Însă vreau să vă zic, noi trebuie să fim atenți, nu dăm niciun prilej de defăimare, să fim foarte atenți ce vorbim, cum vorbim, cuvântul lui Dumnezeu să vorbim. Asta e, noi avem o mare omoară să ducem cuvântul lui Dumnezeu și să-l ducem la toți oamenii acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl avem noi. Și fiecare în dreptul nostru să ne gândim tot harul care l-am eu, ce am eu, ce pot eu face, ce pot eu face ca să-i ajut pe oamenii aceștia. Și cel mai important lucru este mântuirea lor, lucrurile duhovnicești. Toate celelalte le dau și alți oameni, mâncare dau și alții, cartele de telefon, ce frumos, Mol Telecom a oferit la toți cartele, banca a oferit centrul lor, cazare, ce frumos, ce frumos, mă bucur că colaborăm cu Mol Telecom și iată, mai ales încă mai mult o să mă bucur de acum înainte pentru felul cum se poartă cu refugiații. Dar iată, vedeți, vă zic, ceilalți oameni îi pot oferi, dar ei nu au ce avem noi. Noi, cel mai prețios lucru, cel mai important lucru pe care îl avem noi este cunoștința de Dumnezeu, lumina Evangheliei, Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede. Haideți, dragii mei, să le oferim la oamenii aceștia o puternică experiență cu Dumnezeu, ei să-L cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și după ce va trece toată nevoia aceasta, ei să spună, când eram refugiat, atunci L-am cunoscut pe Dumnezeu și mulți oameni să se întoarcă în vremea aceasta la Dumnezeu din toată inima lor. Haideți să facem aceasta și așa să ne ajute Dumnezeu. Și vreau foarte mult să vă rog pe toți acei care vreți să vă implicați sau știți ceva, sau știți o nevoie, comunicați, vă rog, folosiți adresa și telefonul de mai jos, uitați-vă la descriere, este o adresă de e-mail, este telefon, contactați-ne dacă vreți să ajutați cu resurse materiale, dacă vreți să luați acasă, să cazați pe cine, dacă puteți ajuta să punem, poate cunoașteți că la un punct de trecere nu există, nu e aranjat lucru creștin. Lucrarea creștină nu-i pusă acolo și voi ați dori să o organizați acolo. Și aveți nevoie să vă contactați-ne pe jur să putem organiza asta. Apropo, avem nevoie să organizăm toată rețeaua asta, în toată Europa. Ieri am vorbit cu fratele Andrei Severin din... El este ex-episcop, dar cunoaște bine și el conduce lucrarea preisăptă acum acolo. Ei organizează ca să-i preia pe refugiații din Ucraina și tot exact așa să le ofere la oamenii aceștia o experiență frumoasă cu Dumnezeu la oamenii aceștia, să-i ajute să-L cunoască pe Dumnezeu. Am aranjat în Cehia, aranjăm în celelalte țări, dar avem nevoie de voi. Ia, de exemplu, la România, până ce numai la câteva vame avem unde s-a aranjat lucrul, dar avem nevoie să-L coordonăm, să coordonăm noi. Iată, vă zic, să nu se piardă unii la trecerea dintr-o țară în alta. Tare multă nevoie la vamele acestea care sunt cu Ucraina, la toate să avem așa. Dacă dumneavoastră ascultați acest video și puteți contribui cu ceva la legătura aceasta, scrieți mai jos, folosiți adresa aceea ca să scrieți și să putem zidi rețeaua asta care trebuie neapărat să o zidim bine și frumos acum. Așa să ne ajute Dumnezeu. Rămâneți pe canalul nostru, vă voi ține la curent cu mersul lucrării, cu mersul lucrurile mai departe, cu felul cum vă puteți implica și să ne rugăm toți împreună. Vă iubim și ne revedem. Pace multă!